sfeclele astea sunt pentru cine, bleguțule? Chiftele de sfeclă, scumpo? De obicei le gătim împreună. Nu și de data asta? Prima cina unei familii le arată cum vor fi următorii 20 de ani. Vreau să iasă perfect. Păi nu e destulă. Nu! Încă o petrecere surpriză? Nu, eu vreau să te ajut. Bine. Fiu, a fost cât pe ce. Oh, tati, am dovezi că monștri există. Stai să îți arăt. Bine, recunosc, nu m-am gândit la consecințe. Chiftele? Fripturi? Nu doar că-i jignitor, dar acum mi-e și extrem de foame. Da, bravo, trădătoare. Îmi pare rău, sincer, chiar nu aș vrea ca un specimen superb ca tine să fie rănit. Trebuie să te scoatem de aici. Vei fi în siguranță înapoi în munți. Dar suntem prieteni acum. Chiar suntem! Cunoștințe. Oh, Gustav, o să venim să te vizităm mereu. Dar nu ești în siguranță aici. Ce faci acolo? Mă ajută când sunt stresat. O numesc mâncare de consolare. Vrei? Cred că sunt bine. Nu, mersi. Eu distrag pe mama și tu îl scoți de aici. Sfeclă, multă sfeclă. Deși ele de fapt se numesc Beta vulgaris. Vulgarilicios. Rita, n-ai mai făcut chiftele? Dă-mi voie să-ți arăt. Oh, e ușor. Uite. Mărmiu! Văr îndepărtat, nu de sânge. Iată, uite, nu-mi vine să cred că vom locui aici. Veți locui aici? O să fim colegi. Nu atinge! Scuze, colegu, din fericire pentru tine, pot să repar orice. Ești instalator, te rog, nu. Faceți magie, frumoaselor. Perfect rotunde, atât de delicate. Rita! Cred că m-am prins! Nu pe acolo! Ce ai spus? Ups! Cine zice că instalatorii nu pot repara orice? Nu trebuia să te deranjezi! Nicio grijă! Pot să o repar! Voi lua astea din drum! La chiftele se pune cea mai mică fărâmă de piper. Așa? Scuze! Osmo, ai ajuns! Bun venit! Da, în sfârșit ai venit! Da, am fost în altă parte, prin Winterton, dar acum sunt aici! Vreau să vă ajut! Se poate? Se pare că am multă treabă! Hai, adună-te și fă minuni, Lydia! Prima masă e cea mai importantă! Nicio grijă, prietene! Te vom găsi! Uuu, chestii hăinoase!